Stoianoglu nu face niciun pas înapoi. După ce a fost criticat de nenumărate ori că procuratura nu-și face o treabă, astăzi șeful Procuraturii Generale a propus guvernului 10 pași pentru lupta cu corupția. Între altele, pe lista sugestiilor lui Stoianoglu se regăsește și propunerea de ridicare a imunității deputaților. La scurt timp, inițiativele lui au fost criticate de ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, dar și de unii aleși ai poporului. Scopul briefingului nostru de astăzi este să aducem la cunoștință societății viziunea noastră în lupta cu corupția și să întâlnim clasa politică, toate ramurile puterii, să întreprindem niște pași concreți pentru o veritabilă luptă anticorupție. La 3 zile de la ultima sa ieșire publică, Alexandru Stoianoglu a făcut din nou declarații pentru presă. Așadar, Procuratura Generală intervine cu 10 pași concreți în prevenirea și lupta cu corupția. Primul, restrângerea imunității demnitarilor de stat. Pe durată mai multor ani, datele barometrelor opiniei publice indicau la faptul că cei mai corupți subiecti sunt cei care sub umbrela imunității evită răspunderea pentru actele de corupție. Stoianoglu a explicat și de ce a venit cu aceste inițiative acum și nu la începutul mandatului său de procuror general. Acest pachet de inițiative legislative a fost elaborat de procuratură încă acum câteva luni, dar în condițiile ciclurilor politice, campaniilor electorale și lipsei unor organe cu drepturi de decizie depline, înaintarea acestora a fost amânată. Discursul procurorului general a durat aproape o oră, iar inițiativele lui au fost criticate imediat de ministrul Justiției Sergiu Litvinenko, care a venit cu o reacție pe pagina sa de Facebook. Stoianoglu a găsit scuză pentru inactivitatea Procuraturii Generale de ani de zile, imunitatea funcționarilor. Acum mimează activitatea abundentă și combaterea corupției după ce a eliberat toți hoții din pușcărie. Vine cu propuneri de reformare a sistemului din interior. A citit, zice lumea, cele 10 porunci ale lui Platon despre reformarea procuraturii. Dar este târziu, sistemul trebuie curățat și va fi curățat, a mai scris Litvinenko pe pagina sa de Facebook. Cu inițiativa de a-i lăsa pe parlamentari fără imunitate a venit și Partidul Democrat acum 4 ani. Atunci vicepreședintele democraților Andrian Candu zicea că proiectul lor chiar a obținut aviz pozitiv din partea Curții Constituționale. Acesta a rămas însă doar pe hârtie. A ajuns până la vot în Parlament și cu regret atunci nu a fost obținut, pare mi se, chiar dacă nu greșesc, un singur vot nu a fost suficient pentru a trece proiectul de lege. De genul ăsta au fost vreo 2 încercări din istoria parlamentarismului, adică când mi-aduc aminte. Și într-adevăr, atunci în 2017 eram foarte, foarte aproape de a reuși să excludem complet imunitatea deputaților din Constituție, modificând Constituția. Ieșirile în public ale lui Stoianoglu vin după ce majoritatea parlamentară a aprobat în prima lectură modificări la legea procuraturii. În una din aparițiile sale recente, procurorul șef al Republicii Moldova a acuzat guvernarea și pe președinta Maia Sandu de ingerințe în sistemul judecătoresc și organele procuraturii, declarând că ultima ședință a Consiliului Suprem de Securitate a fost organizată pentru a ataca și acuza procuratura de lipsă de eficiență și respectiv de a iniția modificările legislative pentru demiterea procurorului general. În context, procuratura a anunțat că s-a adresat Forului Internațional de Specialitate în legătură cu modificările legislative care se referă la tragerea la răspunderea procurorului general și modificarea componenței Consiliului Superior al Procurorilor, iar ca reacție președinția a emis un comunicat în care a afirmat că declarațiile făcute de procurori sunt false și iresponsabile.